Aproape 400 de practicanți artelor marțiale au participat în sala Apollo din București la campionatul național de Kempo. Printre cluburile reprezentate s-au numărat și două din Giurgiu, CS Agvila și CS Ionuț Mitrea. Obișnuiți cu marile competiții, sportivii pregătiți de Ion Chielu au obținut 27 de medalii, 16 din ele fiind de aur. Performerii clubului CS au fost Mihai Dăncescu, Șervan Rovențu, Claudiu Peiculasa, Andrei Epuran, Gabriel Ciobanu și Cristian Țigănilă, care au luat aurul atât la semicontact cât și la full contact. Participant în premiere la un campionat național Național, clubul sportiv condus de Ionut Smitrea nu s-a făcut deloc de râs. Din contră, a reușit să aducă acasă 14 medalii, două fiind de aur, două de argint și 10 de bronz. Primii campioni naționali din istoria clubului sunt Elena Păun și Lucian Ilie, ambii la semi-campo.